Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție BZI Live. Invitatul de astăzi este domnul Andrei Florescu, fondator Atelierul de Stil. Dacă doriți să-i adresați întrebări, vă rog să o faceți pe pagina noastră de Facebook BZI Live. Domnule Florescu, bună ziua și bine ați venit la noi. Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi vom vorbi despre costume. Vorbim despre modă masculină în general. Masculină. Să spunem că lumea confundă ușor, însemnând, domnule, când auzim de costum, e doar costum. Bărbații trebuie să se îmbrace într-un fel, nu? Și e important să fim îmbrăcați adecvat. Trebuie să se îmbrace într-un fel, dar nu cred că o mai fac. Cel puțin pe partea aceasta a costumelor. Povesteam puțin și înainte cu dumneavoastră că, într-adevăr, să zicem, moda a evoluat, dar din punctul meu de vedere a evoluat puțin. În sensul că toată lumea poartă acum acei pantaloni și de training, da? Dumneavoastră. Poartă tenis, poartă tricouri largi, poartă... Da, să știți că cel mai bine vă stă într-un sacou, dacă vă întrebați. Se aplică și la femei? Pentru că observ că și femeile încep să fie tot mai interesate. Există o tendință în modă, mă scuzați, sigur, există o tendință în modă acum, acel costum bărbătesc, inclusiv pentru femei. E o tendință, a scos-o un brand mare, acum 2 ani, ea vine un pic și în România. Noi, bineînțeles, trebuie să fim într-o direcție internațională și suntem într-o direcție internațională și probabil că vom face și noi un pas în direcția aceasta. Adică vom avea în atelierul nostru și o miniserie de costume pentru damă. Dar haideți să povestim despre Atelierul de Stil. Care este povestea acestui brand? Ca să știe cei care ne urmăresc, cine este Andrei Florescu, cel care a fondat Atelierul de Stil? Sigur, vă povestesc. Povestea noastră începe acum mai bine de 10 ani, subsemnatul lucrând într-o multinațională și trebuind să se îmbrace tot timpul la costum. Și fiind două opțiuni, tot timpul un costum închis la culoare și seara, când trebuia să luăm un premiu sau să mergem la o cină festivă, într-un costum negru. Adică prima era opțiunea costumului bleu-marin, da? Și a doua era costumul negru. Dacă făceam un pas intermediar între cele două, eram apostrofați și trimiși acasă să ne îmbrăcăm conform contractului. Noi semnând inițial un contract prin care eram obligați să ne și îmbrăcăm într-un anumit fel. Și pentru că pe piață lucrurile erau, vă dați seama, noi vorbim de acum mai bine de vreo 15 ani, opțiunile erau limitate, știți? Și în felul ăsta o colegă de-a mea, o foarte bună colegă de-a mea care se trăiește în Franța cu băiatul și cu soțul ei, mi-a spus, mă, știu o fabrică într-o localitate, uite, du-te să vezi, poate găsești ceva. Ei, și așa începe povestea, pentru că acolo am ajuns și m-am îndrăgostit nu numai de haine, dar și de producția lor. Și am început să știu și să învăț ce înseamnă să faci o producție de haine. O producție de haine masculine. Acolo se făceau doar haine masculine? Doar haine masculine, sigur că da, fabrica există și astăzi. Am lucrat o perioadă foarte îndelungată cu ei, apoi să spunem, drumurile s-au mai despărțit un pic, dar suntem în aceeași domeniu. Da? Și mi-am luat primul costum de acolo și am venit în colectivul meu, nu? Și toată lumea a spus, wow, zic, bă, foarte mișto. Vreau și eu. Și uite, din dorința asta și din faptul că piața a venit la mine, am gândit că, uite, poate pot să-i ajut și eu pe colegii mei să se îmbrace mai frumos. Da? Și așa am pus un fundament. Cu ce era diferit costumul pe care l-ați ales? În primul rând, materialul. 90% din costum e materialul, da? Dacă ai un material foarte bun, îl sesizezi. Nu știi ce e, spui, îmi place foarte mult costumul tău, dar acolo e de fapt. Și aici o altă poveste. Sunt oameni care fac țesături de peste 300 de ani. Și în momentul în care te îmbraci într-un astfel de costum, transmiți și celor din jurul tău.
Acea vechime de 300 de ani până acea, la urmă. Acea cultură. Acea, cum să spun eu, tot ce înseamnă procesul acesta prin care lucrurile evoluează. Și uite așa am avut primii clienți. Primii mei clienți au fost, de fapt, colegii mei. Și ușor, ușor am început să dezvoltăm lucrul ăsta. Am sesizat că e o oportunitate și acum 10 ani se naște atelierul de stil. Și apoi, lucrând în fiecare zi și prima dată pe segmentul business, nu? Pentru că erau colegii mei și ei se îmbrăcau așa, mergeau în câmpul muncii, prestau și apoi oamenii sesizau că e îmbrăcat diferit de celălalt, nu știau de ce. Și în momentul în care te îmbraci bine, ai încredere în tine. Transmiți încredere. Că, de fapt, a face business înseamnă a transmite încredere. Da? Un aspect important e vestimentația. Pentru că primele secunde sunt esențiale în a stabili un contact. Dumneavoastră nu știți cine sunt eu și ce gândesc. Nu m-ați văzut niciodată și cum mă judecați? Pentru că noi suntem obișnuiți să judecăm, să spunem, să punem etichete. Și punem etichete prin prezență, da? Prima dată vedem omul cum e îmbrăcat. Și uite așa, am început cu business. Apoi colegii noștri s-au căsătorit. Și a venit piața de ceremonie către noi și astăzi suntem, spun eu, un jucător pe piața de ceremonie destul de important. Facem câteva sute de costume pe an. Și zic eu că nu e doar costumul. Încercăm să facem parte din bucuria lor. Să le oferim nu doar o textilă, ci să le oferim un feeling. Da? Adică să le oferim încredere, să le oferim bucurie, bucuria momentului respectiv. Acum a venit pandemia, lucrurile s-au contractat, evenimente nu mai există și ne întoarcem de unde am început. Pentru că în condițiile în care construiești cărămidă cu cărămidă timp de 10 ani de zile, sigur, ai reușit să faci o fondație solidă. Și acum coborâm niște scări, pentru că le-am construit deja și sunt scări din beton și le coborâm puțin și începem cu casual. Și facem acum un pantalon pe care îl purtăm zi de zi, facem un pantalon din bumbac, un chino, facem un t-shirt, facem un tricou, facem o cămașă din in și încet, încet încercăm să supraviețuim, că sigur despre asta e vorba, să încercăm să ieșim, să avem un orizont și să ieșim undeva pe zero anul ăsta, asta ne propunem noi ca și business. Și apoi anul viitor, sigur, să reluăm ușor, ușor, cu motoarele unse, bine, durate, da. Să reluăm partea asta de eveniment. Da? Sigur, astăzi încă mai sunt oameni, încă mai sunt domni care se îmbracă business la costum și atunci avem și partea aceea, spuneam eu, de început, da? Dar acum am mai și combinat-o puțin cu partea de casual. Dar anul acesta nu a fost anulat de chiar toate evenimentele. Ați avut solicitări din partea clienților? Da, s-au anulat destul de multe sau, de fapt, s-au amânat mai s-au degrabă. Amânat, spus da. Că nu, o anulare da. Înseamnă definitiv, e doar o amânare pe anul viitor. Noi deja am făcut foarte multe din costumele pentru că luna mai era o lună explozivă și toată lumea știe, toată lumea începeau petreceri, nu știu ce. Acum suntem în amânări, încercăm să îi convingem pe oameni să vină totuși să ridice costumele pentru că spațiul nostru e limitat și deși avem depozite mari, totuși ne costă și pe noi un fi acolo ca să ținem costumul la noi în spații. Încercăm să îi convingem să vină să le ia și apoi noi le modificăm ulterior dacă vor fi modificări. Pentru că eu înțeleg reticența, în sensul că, domnule, e posibil să mă mai îngraș, să slăbesc, nu știu ce. Pentru toate există o soluție. Dar ei făcuseră, bănesc, comandă cu ceva da. Timp înainte de a... Da, noi, în principiu, noi facem un costum cam în 3 săptămâni. Da? Avem cam 25.000 de țesături prezente în stoc. Mai sunt încă pe atâtea în Italia, în depozite din Italia și apoi noi le aducem foarte repede, lucrăm cu DHL. Asta înseamnă 3 zile. Da, plus manipularea noastră, să zicem, undeva la 5 zile în plus, adică
În cel mai rău caz, putem să facem un costum în 4 săptămâni, dacă luăm de la zero. Sigur, avem și miniserii. Adică nu ne comparăm cu branduri mari, nu? În sensul cu multinaționale care fac haine. Noi avem un flavor diferit, adică la noi sunt doar 10 costume de același fel, 10 sacouri de același fel, 10 pantaloni de același fel și într-un oraș de peste 400.000 de locuitori e greu să te întâlnești unul cu celălalt. Și asta te face să fii unic și cu un preț, zic eu, accesibil, foarte accesibil. Dar spuneați că, așa cum obișnuiați în firma unde ați lucrat, se poartă costumul negru sau blămarin. Deci negru sau blămarin aveam doar atât, doar opțiunea asta. Acum astăzi, clienții ce solicită? Astăzi, da, e o întrebare foarte bună, îmi place întrebarea ta. Astăzi să faci business nu trebuie să te mai îmbraci în acel costum blămarin sau mulți greșești să te îmbracă într-un costum negru. Business astăzi se face și într-un costum gri, de exemplu. Pentru că e la fel, e studiată culoarea și griul înseamnă încredere când te întâlnești cu cineva. Bleomarinul e puțin mai puternic, să zicem, o culoare mai puternică, da? Și te îmbraci în bleomarin când vrei să fii un pic mai sus decât cel cu care te întâlnești. E foarte important. E foarte important să știi cum te îmbraci și la ce întâlnire te duci. Deci, ca să conchidem așa, business face în două costume, într-un costum blămarin și într-un costum gri acum, da? Și dacă vrei mai degrabă să obții ceva decât să impui, da? Te vei îmbrăca într-un costum gri, pentru că vei fi friendly, vei fi mult mai abordabil, da? Vei fi mult mai deschis, mult mai open, mult mai prietenos. Când te vei îmbrăca într-un costum bleomarin cu o cămașă albă și întotdeauna pui cămașă albă sau bleu, da? Când faci business, atunci vrea să te impui tu în fața celuilalt. Da? E foarte importantă nuanța aici. Și un costum negru tot timpul și doar seara. Deci, costumul negru e apanajul serii. Te îmbraci într-un costum negru când te duci la o cină cu prietena ta, cu iubita ta, cu soția ta. Te poți îmbrăca într-un costum negru, neapărat o cămașă albă, poți să pui și cămașă neagră, de data asta, da? Și ești în ton sur ton, adică ton peste ton. O să vedem la antrenorul Italiei, că el se îmbracă ton sur ton, dar pentru că e ziua meciului de fotbal de obicei, nu? Și mai spre seară, da. El se îmbracă blămarin, cu cămașă blămarin, cu cravată blămarin. Și apoi când merge seara la o petrecere, se îmbracă negru, negru și cravată neagră. Dar nu era și la noi cineva care se îmbrăca așa, nu? Domnul Prigoane. S-a îmbrăcat mulți ani așa. Sigur, l-a învățat cineva. Ai nevoie puțin de sfaturi, da, în acest sens. Da, vedeți dumneavoastră moda, să știți că nu e nimic altceva decât o știință exactă. Noi folosim matematică, fizică și chimie ca să facem sau să te îmbrăcăm pe tine într-o manieră perfectă. Matematică prin proporții, prin geometrie, prin faptul că noi să facem un sacou, folosim formule matematice și măsurăm, da? Nu? Cum știți dumneavoastră că la croitor se măsoară sunt niște dimensiuni. Ce facem cu dimensiunile acelea? Dimensiunile acelea se pun în niște formule matematice și ne dă dimensiuni la umăr, piept, șliț, spate, clin și tot felul de lucruri tehnice pe care n-are sens să le povestim astăzi. Folosim chimie prin compoziția materialelor, da? Dacă e vară, ne îmbrăcăm într-un costum, eu astăzi port un costum de 230 de grame, ca și țesătură pe metru pătrat. Asta înseamnă că tot sacoul meu, când îl adunăm noi așa, că e foarte fără inserții și e un zero gravity, cum a fost inventat în 1930, dar ajungem și acolo, e 750 de grame, da? Adică nu-l simți pe tine, deci nu e inconfortabil. Poate fi confortabil, da. Nu e inconfortabil, sigur că da. Și da, folosim și fizică. Fizică prin optică. Lumina cade pe țesătură și dumneavoastră percepeți culoarea. Dacă eu merg în întuneric, culoarea sacoului meu e mai închisă, dacă merg afară e mai deschisă.
Dar probabil mulți ar spune, la bărbați mă refer, faptul că e vară și e cald și nu ar suporta acest material. Și nu suportă, material. Nu da, suportă sacoul. Preferă da. Un tricou. Preferă un tricou, sigur, pentru că nu au purtat niciodată un sacou de astfel construit. O să vă spun că așa un insight, să zicem, la ce facem noi, e că noi facem sacouri napoletane. De ce le facem napoletane? Pentru că, în general, clima e cam ca acolo și plus, o să vă spun că în 1930, sacoul pe care îl port eu astăzi pe mine a fost inventat de Vincenzo Atolini. El a trecut, a venit din Anglia, a studiat în Anglia. Până atunci, costumele se purtau englezești cu niște inserții foarte groase și erau foarte grele, costumele. Și el a revoluționat moda masculină și moda sacoului. Și a făcut un sacou ușor și foarte catifelat, foarte moale, la fel ca o cămașă. Contează și felul în care se simte materialul, pentru că multe persoane spun că așa își dau seama de calitatea Sigur lui. Sigur că da, da. Materialul, spuneam eu la început că materialul poate e cel mai important aspect. După care vine croiul. Da, și după care vine matricea ta personală, în sensul că eu dacă mă îmbrac cu galben, mie nu-mi stă bine, știi? Dar unui brunet sau chiar unui mulatru, când se îmbracă cu un sacou galben, arată fenomenal. Deci avem fiecare o matrice personală. Și sigur, lejeritatea unui sacou e dat în primul rând de compoziția materialului. Astea sunt compoziții și sunt compoziții diferite, sunt lână 100%, dar nu e o lână aspră, ci o lână foarte fină. Și sunt melanjuri, sunt între in, mătase și lână, între in și bumbac. Adică cam asta ar trebui să purtăm noi vara, dar un sacou foarte ușor. Sunt cataloge de țesături de vară, adică noi le avem grupate. Dom'le, asta e iarnă, asta e vară, asta e toamnă. Toamnă, primăvară cam la fel, da? Cam același tipuri de gramaj, să spunem. Apoi iarna un gramaj mai ridicat, nu facem și paltoane, facem tot ce înseamnă. Și vara un gramaj foarte, foarte scăzut. Acum, sigur, puteți să purtați un sacou și cu un tricou. Nu ne împiedică, tot o să arătați foarte bine. Puneți un costum și cu un tenis în picioare simplu și apoi un tricou, un t-shirt la baza gâtului și arată foarte modern. Și puteți să mergeți așa pe stradă, la întâlniri, arată foarte bine. Da, cred că asta e cel mai important, felul cum te îmbraci în timpul zilei, pentru că, sigur, cum ziceam, mulți optează pentru ținute legere, foarte, foarte comode, legere, da. Foarte legere, foarte comode, sigur, spun, domnule, nu pot să suport sacoul pe mine. Diferența dintre noi și italieni e că există cultura. Cultura în a te îmbrăca, cultura în a mânca, cultura în a bea. E o cultură, noi avem... Din păcate, un amalgam, nu mai știm ce să alegem. E peste tot, se promovează orice, vrem să fim tot timpul în super trenduri. Trendul nu e nimic altceva decât o măsură a celor care fac un fast fashion în a-și vinde produsele, în a face profit. Stilul trebuie să ți-l găsești tu personal, să ai propriul tău stil. Și aici vei face diferența, așa vei fi recunoscut prin stilul tău. E important să știi că s-ar putea să nu stea bine cu o anumită culoare și că stă mai bine cu alta. Că nu stă bine cu forma aceea de sacou pe care o vrei tu și că stă mai bine cu cealaltă formă de sacou. Și că sacoul la tine, că dacă ești, de exemplu, uite, hai să dăm așa un exemplu. Dacă ești un tip scund, de exemplu, da? Păi cel mai bine este să folosești haină cu pantalon, adică să folosești costum, pentru că acel costum te va înălța, va da impresia că ești mai înalt. Dacă vei folosi două piese, însemnând pantalonul diferit de haină, vizual vei părea mai scund. Niște detalii care, sunt foarte multe detalii. Te uiți la cineva și spune, îmi place foarte mult costumul tău, vreau și eu un costum așa. Ok, și apoi ți-l faci și îți dai seama că nu-ți place foarte, foarte mult. Pentru că nu e la, pentru că e la fel ca tine. Noi suntem diferiți, de aceea ideal ar fi ca hainele să fie făcute pe măsura ta. Dar bănuiesc, exact cum ziceți, vin clienți care vor un anumit, sigur, model de costum, sigur, o anumită culoare noi și poate se răzgândesc după ce discută. Mie îmi place să spun că veniți la noi cu ideile voastre și noi încercăm să plecați cu ale noastre. Da.
Adică noi încercăm să vă îmbrăcăm foarte bine. Și timp de 10 ani am făcut lucrul ăsta și cea mai bună reclamă sunt clienții noștri. Adică clienții noștri tot ne-au încurajat să mergem mai departe. Avem rate de revenire foarte mare, avem sigur un bazin foarte mare de recomandări. Nu? De exemplu, cineva s-a căsătorit și apoi au un cuplu s-a căsătorit, apoi are copii, vine la noi și facem și o vestimentă să debotez. Nu? Și e plăcut, e foarte plăcut pentru noi să fim în postura asta, să urmăm și să vedem traiectorii de oameni. Pentru că noi nu vindem doar haine, spuneam eu. Noi vrem să creăm emoții. Aici e diferența. Pentru că în momentul în care te îmbraci și o să fii și apreciat. Când te îmbraci foarte bine, lumea o să spună: ești îmbrăcat foarte bine. Când te îmbraci mai puțin bine, lumea nu o să spună nimic. Și vă mai spun un secret. Asta e pentru bărbați. Să știți că femeilor chiar le plac bărbații în costume. Adică, da. Da, pot să confirm. Dar spuneți-mi, care ar fi bugetul alocat, sigur, de clienții dumneavoastră pentru un costum? Și dacă nu știu, poate, mă scuzați că mă întreb, poate dacă aveți clienți fideli care cumpără deja de 10 ani de la noastră și au creat o garderobă, au, nu știu, 10 costume, poate și mai, sigur, mult, eu știu, știți, sigur, dumneavoastră, sigur, mai bine. Există clienți cu orice, le mai dăm o singură piesă și schimbă tot outfit-ul. În principiu, nu trebuie să ai, în dulap nu trebuie să ai 10.000 de lucruri, trebuie să ai puține, dar foarte bune. Știți? Da. Pentru că acelea vor face diferența. Tot timpul o să ai tendința să te îmbraci cu ceva unde, să te îmbraci în ceva în care ai fost apreciat. Da? Îți stă foarte bine așa. Și atunci noi încercăm nu să facem o garderobă enormă, că nu asta nu e scopul nostru. E scopul nostru să te îmbrăcăm bine și să fii apreciat, da? Și să fii, nu știu, să-ți trebuiască un costum blămarin, unul gri și unul negru. Și apoi niște combinații de cămăși și asta e. Să ai un chino, un pantalon de bumbac, da? Care poate fi bej, alb. Bine, toată lumea se ferește de alb. O să vă spun așa o istorie la pantalonul alb. Și o să vă spun că el s-a îmbrăcat, a fost introdus în vestimentația masculină, pantalonul alb, pentru prima dată prin anul 1500. 1560-66, cred, când pentru prima dată papa s-a îmbrăcat în alb. Și albul a devenit un simbol atunci, da? A venit un simbol al purității. Apoi el a fost ușor, ușor schimbat și dus într-o direcție interesantă și a devenit un simbol al romantismului. O să vedem astăzi pe Riviera franceză, dacă mergem, și pe cea italiană, nu? Tot ce înseamnă partea de Costa de Azur, Monte Carlo, și apoi coborâm în Italia, San Remo. Foarte mulți oameni poartă pantalon alb. Nu, și la noi. La noi nu, pentru se că cam feresc. Oamenii se feresc, da. Un pantalon alb e un... povestește despre tine ceva. Spune despre tine ceva, îți dă o măsură a statutului tău. Poate te îmbraci într-un... Și e foarte bine să știi cum să-l asociezi. Poți să te îmbraci simplu, un pantalon alb, o cămașă de imblă și arăți foarte bine. Poți să pui chiar un tenis dacă ești un tip mai dinamic, un tip mai sportiv. Dacă ești un tip mai clasic, atunci pui un loafers. E acel pantof fără șiret, da? Sigur, toată lumea are discuția asta. Purtăm șosete sau nu purtăm șosete, da, nu? Cu siguranță. Și alții colegi cineva dumneavoastră a dat-o online și da, a explodat, sigur. Da. Când avem un pantalon alb sau și purtăm un loafer și suntem day by day, putem să nu purtăm șosetă. E acea șosetă invizibilă, să zicem, da? Putem să o facem, da. Contează foarte mult evenimentul unde suntem. Că dacă merg în interior, la interior, de obicei, adică trebuie să purtăm șosetă, da? Dacă stăm în exterior, adică în grădină, mergem să luăm cina în grădină, la, nu știu, undeva, oriunde, și e cald afară,
Eu o să fiu îmbrăcat într-un pantalon alb, o cămașă de in, o să pun un sacou de in, un melanj in, mătase și in, de exemplu, sau de in cu bumbac sau de in cu lână, ca să nu aibă aspectul acela creponat, dar să fie impecabil și va arăta foarte bine. Și voi fi mai relaxat. Dacă vă invit la o cină, de exemplu, în interior, bine, acum nu se mai poate, dar să spunem că v-am trece de situația asta, nu? Atunci îmi voi pune șosete, pentru că sunt în interior. Vedeți, e foarte bine, trebuie să delimitezi situația, să te îmbraci adecvat. Adecvat locului în care ești, momentului din zi și matricei tale personale. Dacă vorbeam despre costumul dumneavoastră, este potrivit pentru o ținută de zi. E potrivit și prin cravată pentru o ținută de zi, nu neapărat de seară, dar dacă costumul meu se poate transforma și într-un cocktail, să zicem într-o ținută de seară, da, cocktail, în momentul în care eu îmi schimb cămașa și o voi pune bleu-marin închis. O singură schimbare care ați schimbat are destinația. Da. Asta e foarte, foarte ușor de făcut. Trebuie să știi niște reguli. Putem să te învățăm, noi te învățăm, nu te costă nimic. Vii la noi și ne întreb, cum mă îmbrac? Unde mergi? Acolo. Te vei îmbrăca așa. Am asta acasă. E foarte bine. Îmbracă-te cu asta. Nu te costă și nimic să ne ceri un sfat. Da. Apropo de cămașă, care este puțin da, sigur, scoasă există în afară. Da, eu port astfel cămașa. Bine, ea așa se poartă, de fapt, cu manșetele puțin afară. Da. Eu vorbesc aici, mie îmi place cămașa să se vadă 2 cm, eu o port mai mult afară, chiar 2,5 spre 3. Nu-mi închid nasturele niciodată. O fac așa într-o manieră relaxată, astfel încât costumul de pe mine să nu mai pară foarte rigid. Și eu să nu par o persoană rigidă, pentru că nici nu sunt. Da? Și atunci, micile detalii pe care le vedeți dumneavoastră îmi dau o măsură a stilului meu personal, a personalității mele, cine sunt eu. Noastră, uitându-vă la mine, vă puteți da seama cine sunt și creionați o imagine, da, în mintea dumneavoastră, foarte, foarte aproape de personalitatea mea. De asta ne îmbrăcăm. Să transmitem ceva. Nu? Și avem varianta în care vrem să transmitem putere. De exemplu, suntem un politician și ne îmbrăcăm într-o anumită manieră. Dacă vreți, uitați, facem așa o mică paranteză și o să vă spun că Gigi Becali, de exemplu, e unul dintre cei mai bine îmbrăcați oameni din România. Și manșeta lui se vede foarte mult în afara sacoului. Se vede foarte mult pentru că dumnealui nu e foarte înalt, de exemplu, și sacoule dumnealui sunt double breast. Explicați puțin, ce înseamnă double breast? Sunt parte peste parte, da? Eu sunt într-un single, adică am doar 2 nasturi la sacou, se închide tot timpul nasturile de sus, niciodată nasturile de jos, da? Astfel încât să creăm talia, și bărbații au talie, da? Și arată bine, punem în valoare pieptul, umerii la bărbați. Asta e dezideratul, umerii și pieptul să se pună în valoare. Așa, revenind la domnul Gigi Becali, el poartă manșetele foarte late. Asta e un semn de putere. De să vedeți la toate emisiunile care merge, cum e îmbrăcat dumnealui, manșete mari, se văd mult, da? Pentru că e un semn de putere. Deci ne îmbrăcăm, pentru ce ne îmbrăcăm? Pentru a emite și pentru a genera faptul că noi suntem puternici. Ne îmbrăcăm pentru a cuceri, nu? Da? Păi să ne aducem aminte. Dacă avem o întâlnire cu, nu știu, prima noastră întâlnire, ne îmbrăcăm, ne aranjăm, nu știu ce. După care uităm. Prima noastră întâlnire trebuie să fie în fiecare zi. Trebuie să facem din viața în comun o sărbătoare zilnică. Și o putem celebra, bineînțeles, prin vestimentație, cum am făcut-o la început. Nu știu dacă se întâmplă așa în toate cuplurile din România sau dacă la prima întâlnire bărbații se îmbracă în costum. Nu se îmbracă, dar poate și au un sacou. Poate și au o cămașă, măcar, știți? Și au o cămașă albă, poate pui un sacou.
e diferit, transmiți masculinitatea. Despre asta e vorba. Pentru că sacoul vine din uniforma militară. Și costumul vine din uniforma militară. Prima dată, nu, a fost o uniformă militară la curtea regelui Charles al doilea, prima dată costumul, da? Se rafinează, vine Charles al VII-lea și spune în felul următor: o să ne îmbrăcăm în smokinguri. Și în 1865, casa care este și astăzi, și nu e în România, deci putem să o spunem, Henry Poole, face pentru prima dată un smoking. Și face pentru prima dată un smoking cu revele din mătase negre, la buzunare la fel negru, nasturii negri, același material folosit. La buzunare se cheamă refileți, acele mici linii, să spunem, congruente cu reverul. Și iarăși e o revoluție. Deci nu uităm, 1865. Primul costum pe la 1760, cam așa. Primul costum bărbătesc. Dar faptul că femeile tind să se îmbrace puțin ca bărbații, nu e și acesta un subiect de dezbatere? Există un subiect aici, sigur, e un subiect, e interesant subiectul. Pentru că de obicei femeile au început să devină foarte active. Da? Dacă în anii trecuți, acum sute de ani, să spunem, femeia nu era, nu mergea la muncă, nu? Femeia avea grijă de gospodărie, de casă, nu? Da. Avea grijă de copii, avea grijă de familie, de casă. Astăzi femeia a început să fie dinamică și a început să-și asume parte din rolurile bărbatului. Și atunci când își asumă parte din rolurile bărbatului, trebuie să se îmbrace ca atare. Nu? Pentru a fi, cum? Recunoscibilă. Adică eu când am o întâlnire cu o doamnă, să facem o afacere, de exemplu, dumneai, așa, ipotetic, dumneai vinde niște țesături și eu vreau să le cumpăr de la dumneai. Mă rog să se îmbrace în rochie, o să se îmbrace într-un costum pentru că va impune un respect mai mare, știți? Deși eu personal sunt ușor mai clasic, ca și, nu, să nu mă înțelegeți greșit, dar îmi plac femeile în costum, arată foarte bine. Chiar la noi, acum vom începe să facem un astfel de costum bărbătesc pentru femei. E un costum interesant. Da, o femeie o să arate cel mai bine într-o rochie. Asta e părerea. Asta e părerea mea. Sigur că bine, da. Chanel inventează pentru prima dată, nu? De asta, pantalonul, da. Pantalonul la damă și schimbă toată moda în lume. Până atunci se purtau doar fuste, da? Chanel, Coco Chanel inventează așa și așa, uitați, ca o mică paranteză, apropo că noi lucrăm cu o casă celebră care se cheamă Ceruti, fratelii Ceruti. 1881, de fapt, povestea începe mai devreme, 1700 începe povestea la Ceruti. Subsemnat, am avut privilegiul de a-l cunoaște pe Nino, pe domnul Nino Ceruti, pe signore Nino Ceruti, un domn care are verenarmi la vârstă de 89 de ani, un domn care a făcut ce a făcut, să spunem, Coco Chanel cu moda la femei, a făcut la bărbați. E pentru prima dată în lume când face un butic pret-a-porter, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Ceruti, 1881. Existent și astăzi, Place de la Madeleine în Paris. Buticul există și acum. El e Nino Ceruti. O să vă mai spun. Și sunt doar costume pentru... Sunt și costume bărbătești și de damă. E incredibil. A pus pentru prima dată la un loc bărbați și damă. Până atunci nu a existat decât magazine specializate de damă și apoi de bărbați. Știți? Nu se intersectau niciodată. Interesant. Da. Și apoi la colecția care se cheamă The Hitman de prin 67 vine să lucreze nimeni altul la Nino Ceruti decât Giorgio Armani. Și astăzi sigur că da, e o prietenie veche între ei. Giorgio Armani, costume Giorgio Armani, poartă țesături fratelii Ceruti. Da. Și sunt țesături produse chiar în Italia? Sunt țesături produse în Italia, sigur. Unicat, recunoscute sunt, doar sunt. De cei care, într-adevăr, cum sunteți dumneavoastră, le folosiți la fabricarea costumelor. Da.
Da, sunt țesături, poate lumea nu știe. Uitați, noi lucrăm cam cu toți granzii, să spunem, cu toți jucătorii importanți de pe piața țesăturilor. Unii dintre ei fac doar țesătură, alții fac și produs finit. De exemplu, lor Ochiana face și țesătură și produs finit. O să vă spun că țesătura e made in Italy, 100%, da? Și e scumpă. Pentru că e made in Italy. Ceruti a avut o plecare din Italia către China și apoi a revenit înapoi. Au solicitat clienții materiale? Da, s-au văzut diferența. Da. Că italienii au o tehnică de peste 300 de ani de a face un fir absolut fabulos și de a face acele melanjuri, acele intersectări, cum să le numim noi, acele, da, de țesătură, adică nu punem doar fir de lână și atât, sunt războaie speciale, se fac țesături, punem și lână și mătase, de exemplu, sau punem doar mătase, inclusiv există sacouri care se fac din mătase, acele sacouri din mătase sunt doar pentru evenimente, da? Acum, așa, ca noutate, intră foarte tare și va intra foarte mult pe piață, așa, o mic, cum se spune, un inside, dacă vrei, va intra acea lână cu elastan. Și costumul va fi foarte elastic. Foarte elastic, da. Foarte permisiv. Va arăta sacoul la fel ca acesta al meu, care nu are elastan. Și va fi un plus de confort. Și în felul ăsta noi sperăm să încercăm să aducem tinerii să poarte din nou acest tip de sacou. Cred că clienții dumneavoastră sunt, cum spuneați, businessmen. Da, clienții noștri. Sau cei care merg la evenimente. Și, sau tot și ce înseamnă partea de costume. De costume de ceremonie. Da, sau numim, de ceremonie, da. Adică domni care vin la început și spun: eu nu vreau să mă îmbrac în smoking niciodată, eu vreau un costum simplu. Și spunem: ok, nicio fel de problemă, noi trebuie să vă spunem regulile și decizia vă aparține. Dar după ce ați probat costumele acestea simple, nu vreți să încercați un smoking. Și domnii încearcă un smoking. Și rămân la smoking unei dintre ei. Sau... Și cam marea majoritate, dacă nu toți, se duc în smoking. Dar cum spunea, smoking... E mult mai elegant, e un nivel mai ridicat al eleganței masculine. Și sunt dispuși bărbații în România, în Iași cel puțin, să plătească, nu știu, sume mai mari pentru un smoking purtat o dată sau, nu știu, de două ori? De detrimentul unui costum, da, pe care îl pot purta mai des? Da. Da, sunt. Sunt pentru că evenimentul e important din viața lor. Cum și doamnele poartă rochia, practic, o singură dată. Așa își asumă și unii dăm să poartă smoking-ul ăsta o singură dată, dar e un pic greșit. Eu le spun la toată lumea. Mireasa și soția dumneavoastră nu se mai poate purta rochia nicăieri, știți? Dar dumneavoastră smoking-ul veți purta, îl puteți purta la orice eveniment pe care îl aveți. Pentru că noi când mergem la o nuntă în interior, purtăm smoking. E simplu, nu trebuie să ne gândim. Nu purtăm carouri, nu purtăm, nu știu ce, dungi, nu purtăm, nu. Nu purtăm un costum simplu, un costum simplu e un costum business. Păi nu faci business la ziua, la nunta ta, nu? La nunta ta celebrezi. La nunta ta ești o vioară întâi. Da? Și trebuie să fii pe podium și acolo trebuie să fii, să ai respect. Sunt oameni care vin, sunt 200 de invitați, 300 de invitați, 100 de invitați și 50 dacă vin și 2 dacă sunt. Trebuie să-i acorzi respect. Respectul îl acorzi și prin vestimentație. Și trebuie să închizi cercul, că nu e doar vestiment, că dacă te îmbraci foarte frumos și nu vorbești adecvat, iarăși e o problemă. Și acolo trebuie să te îmbraci frumos, să vorbești adecvat, să mulțumești, să știi să mănânci, să știi când mănânci, să știi când bei, să știi ce bei, să știi să dansezi, să nu fii excesiv, să fii politicos. Și a te îmbrăca nu e doar o haină, e un stil de viață. Trebuie să ai un stil de viață. Pentru că altfel nu vei înțelege mare lucru. Și
Știu că bugetele la noi sunt mici, pentru că ne confruntăm de 10 ani cu lucrul ăsta. Nu? Un smoking de la noi începe cu 1750 de lei. Faptul că vrei să faci o haină mai diferită sau... Pentru că poți folosi pattern, poți folosi mici modelașe, poi pui reverul șal sau revers șpiț. Reverul șpiț avantajează mai mulți oameni pentru că lățesc, așa, vizual vorbind, dai impresia că ai umerii mai lați când folosești un șpiț, da? Pentru noi asta vrem la un bărbat, nu să aibă umerii mai lați, știți? De asta reverele la sacourile noastre sunt puțin mai late. Bine, și pentru că ne încadrăm în anii 70 ca modă acum, dar stilizată, de exemplu, da? Adică pantalonul devine mai slim, sigur. Nu e nimic întâmplător. Tot e foarte studiat. Moda revine, oricum. Sigur se că observă, da, că sunt cicluri. O să, și sacoul n-a dispărut. De peste 300 de ani. A fost reinventat, s-a mai pus ceva la el, dar sacoul n-a dispărut. Asta înseamnă că poate e bine să ne îmbrăcăm, nu? Un astfel de, da, de sacou. Dar tendințele de anul acesta, care sunt? Tendințe, foarte interesantă întrebare și îmi place întrebarea. Și cum se stabilesc aceste tendințe? An de an apar noi tendințe. Tendințele sunt... Cine stabilesc? Celebritățile, nu știu, casele de modă, cine stabilesc, da, aceste tendințe? Tendințele le stabilesc cei care au cele mai multe vitrine. Adică, în toate orașele lumii există un centru, care la noi e un centru comercial și în alte orașe e centrul vechi, e centrul unde sunt magazine, alee cu magazine, dacă vrei, da? Uite, să folosim, nu știu, Milano sau Roma, nu? Via, da, del Corso. Da. Sunt magazine. Și atunci, cine are cele mai multe vitrine din lume stabilește o tendință. Tendința nu e neapărat ceea ce ți se potrivește și ție. Pentru că, spuneam, trebuie să ții cont de matricea ta personală, că dacă anul ăsta se poartă portocaliu, ție s-ar putea să nu stea bine. Și ce să faci? Te îmbraci în portocaliu doar pentru că e tendință? Nu. Te îmbraci cum să stea bine. Și aici revenim la stilul tău. Că dacă tu ai un stil făcut și îl știi clar și nu fluctuezi în stânga, în dreapta, jos-sus, atunci tendințele nu pot să te afecteze. Gândiți-vă că smoking-ul datează din 1865. Ce tendință să fie? E tendință că e smoking, adică e ceremonie, e smoking. Ești business, ai un costum business. Ești pe stradă, joacă-te. Fii în personalitate, nu e nicio problemă. Dar nu uita că dacă tu vrei să cucerești pe cineva, stă bine într-un sacou. Da? Adică tendințele există în modă doar pentru marea masă a populației. Da? Ele de fapt nu există. Deci orice stilist o să-ți spună în felul următor. Uită ce se poartă și poartă cu ce și îmbracă de cu ce ție bine. Pentru că tu ești unic. Nu mai există cineva ca tine. Ești unic, ai proporții unice. Semeni cu cineva sau ai un anumit corp, să spunem, da? Și acolo, da, putem să spunem, da, uite, trebuie să ai pantalonul așa, poți să vezi acolo, trebuie să fie puțin mai larg, ai grijă la rever, ai grijă nu știu ce, îmbracă-te, nu știu, poți să-ți iei un t-shirt, că nu ne deranjează sau nu deranjează vizual, dar îmbracă-te frumos. Frumos nu înseamnă la modă. Pentru că a te îmbrăca frumos transcende moda, transcende tendința. Sigur, Institutul Panton, așa ca să răspund așa puțin la întrebare și să închid paranteza asta că a fost mare, Institutul Panton e cel care spune culoarea anului. Da? Culoarea anului anul ăsta e un classic blue. Și noi bărbații suntem fericiți, e classic blue, e ok. Cu un costum bleu mare nu o să stea tot timpul bine. La nuanțele de gri o să ai probleme. Trebuie să știi foarte bine să pui nuanța de gri care te avantajează. Trebuie să știi. Dar e o regulă. Ten deschis, culori deschise. Noastră aveți un gri pentru că aveți deschis, că aveți tenul deschis. Și vă stă bine. Mulțumesc. E cumva contează intuitiv. Contează și asta. La femeie e mai intuitiv.
Da, nu, la dumneavoastră sunteți, dumneavoastră, ca femei, aveți un simț estetic mai dezvoltat, știți? Și atunci intuiți lucruri, intuiți cu asta îmi stă bine, cu asta nu prea îmi stă bine, da? Bărbații nu sunt la fel. Bărbații și nici nu trebuie să se preocupe neapărat de lucrul ăsta, știți? Da. Trebuie să o studiez, să poți să devii bun aici. Ei sunt mai comozi. Poate. Confortabil. Confortabil, da. Să-mi iau nu știu ce, știi? Și vezi o doamnă aranjată așa și un domn lângă ea care e un haos, știi? Și te uiți și spui, păi ce s-a întâmplat? Păi cum? Păi dumneavoastră, ca doamnă, n-ați văzut că domnul iese din casă așa? Adică, vreau doar să spun că femeile au un rol foarte important în educația bărbatului. O să vă spun că, de fapt, nu, mamele educă copiii. Și atunci, și în cuplu, aveți, să spunem, pentru că știți puțin mai multe decât bărbatul, ar trebui poate să-l dirijăm. Dar sunt și bărbați, poate, care au un simț estetic foarte dezvoltat. Da. Sunt, există, da, sunt puțini. Se și vede cum se îmbracă. Sigur că da. Eu le spun la toți oamenii, să știți că un bărbat bine îmbrăcat e remarcat. Și de bărbat și de femeie. Exact. Dar, și e importantă nu numai îmbrăcămintea, ci și atitudinea. Cum porți costumul respectiv. Pentru că dacă nu știi să-l porți, mai bine nu-l porți. Da. Că nu e în personalitatea ta. Hai să găsim ceva care e în personalitate și te face să te simți bine. Deci nu trebuie neapărat să porți costum sau... Decât în situațiile în care... Nu? Costumul e impus. Ceremonie, te duci la o întâlnire, mergi la un interviu. Mergi la un interviu pentru un post de agent de vânzări. Ce faci? Te duci în tricou? Păi spuneam că business înseamnă încredere. Cum stabilești încrederea? Prima persoană care... Adică interviul e în felul următor. Cineva te vede și acolo, de fapt, produsul pe care îl vinzi ești chiar tu. La un interviu, produsul pe care îl vinzi tu ești tu. De aceea contează foarte mult, da, cum se sigur. Îmbracă. Dar vorbeați de stiliști și de faptul că ei sunt pregătiți în sensul acesta să îmbrace, mai ales vedete. Observăm că multe celebrități apelează la stiliști. Apelează nu doar la un stilist. La mai mulți. Sigur că da, pentru că există stiliști. Ei sunt tot un fel de, nu știu, de creator, de modă sau... Care ar fi diferențele între... Sunt diferența dintre un creator de modă și un stilist e că un stilist, de exemplu, știe să-ți potrivească foarte bine culorile. Și atât? Știe să te îmbrace raportat la matricea ta personală. Ochi, culoare, păr, ten, înălțime, greutate, forma corpului tău. Da? Și un creator e cel care ia, adică, și stilistul ia produsul deja făcut, da? Adică, nu știu, merge la o casă mare și spune, ok, cu te îmbraci așa, așa și așa. Și ăla e un stilist. Da? Stilist e și la păr, da? Adică îți face un anumit stil de coafură și îți pune o anumită culoare și îți schimbă fizionomia sau îți accentuează anumite trăsături în așa fel încât să te pună în valoare. E la fel cu stilistul de haine. Și el face la fel. Îți pune anumite elemente și te îmbracă într-un anumit fel încât să te pună în valoare. Spun că sunt niște meserii bine plătite de asta. Cel puțin așa se speculează. A, nu în România. Nu în România. Dar cum e? Dar dacă povestiți foarte mult despre Italia și ați... acumulat o experiență acolo, cel puțin pe partea aceasta, știți foarte bine. Vedeți dumneavoastră, în Italia care sunt diferențele? Vă spun. În Italia există, în primul rând, cultura bunului gust. Vedeți dumneavoastră, o să recunoaștem tot timpul pe stradă, când mergem, un bărbat italian de un bărbat rus. O să îl vedem. O să vedem tot timpul un bărbat italian. Și întrebarea asta a fost adresată lui Nino, domnului Nino Ceruti și eram chiar lângă el când i s-a adresat întrebarea. Și el a dat un răspuns fabulos pe care eu doar
îl preiau citat, da. și la citesc cu aproximare. Da, cu aproximație. A spus în felul următor. Noi în Italia, din momentul în care ne naștem, vedem în jurul nostru doar frumusețe. Ce drăguț! Vedem mare, o mare fabuloasă. Vedem istorie, vedem Roma. Vedem leagănul civilizației. Vedem arhitectură. Și vedem haine. Și de fapt ce vedem? Vedem o cultură. O cultură a bunului gust. Și în felul ăsta, cultura asta și mediul în care trăim noi, înconjurați de tot ce e mai frumos, de apă, de mare, de munte, de vestigii culturale care sunt patrimonii internaționale, ne rafinăm. Și ne educăm. Și atunci, sigur că un italian știe mai mult și un italian mediu, deci care, să spunem, nu știe, să zicem, lucrează, e taximetrist. Dacă vreți, uitați, să mă mai deschid așa o paranteză. Sigur. Și vă spun că eram în Napoli, eram cu un domn care mă ducea dintr-o parte în alta și avea mașina personală. Era un antreprenor local, să zicem, și făcea transport persoane la hotel, nu știu ce. Noi aveam un business meeting acolo, o întâlnire de afaceri și l-am solicitat pe el, știa drumul repede și ajungea foarte repede. Bine, e un haos în Napoli, dar acum. Și mi-a fost, am zis, nu luăm mașină, vorbim cu o companie și asta. Și în drum spre locul unde aveam noi întâlnirea, s-a uitat la sacou, mi-a întrebat, mi-a zis, foarte frumos sacou. Deci noi vorbim de un domn care era un antreprenor local și conducea o mașină, da? Păi vreau să spun că dumnealui știa mai multe despre țesături decât orice om pe care l-am întâlnit în România. Înțelegeți? Adică știa despre cum sunt făcute sacourile, de ce îi place, ce tip de sacou îi place, cum îi plac buzunarele, cum îi place cât să se vadă manșeta la cămașă, apropo de întrebarea dumneavoastră. Adică, de asta spun, la ei e o cultură. E o cultură a bunului gust și acolo sunt lucrurile care fac diferență. Și de aceea poate eu sunt îndrăgostit de Italia și o am în suflet așa mereu, pentru că acolo mă simt ca peștele în apă. O să vă mai spun că, uitați, în Taormina, e foarte interesant, e un oraș foarte romantic, e un orășel foarte romantic, pe niște stânci, foarte frumos. Și o să vă spun că inclusiv turiștii, bine, localnicii seara se îmbracă la cină. Nu există să meargă cineva la cină în șlapi sau în bermude și vorbim de mare, da? Adică mare e jos, Taormina e sus. Mergi cu un funicular și ajungi aici. Adică, practic, după ce ai mers la plajă, mergi la cină, nu? Dar toată lumea trece prin camera de hotel, face un duș și se îmbracă ca și cum ar merge la o nuntă. Adică se îmbracă impecabil, da? Pune un pantalon, pune o cămașă, tot timpul pune un sacou. Și faptul că localnicii au făcut lucrul ăsta și domnișoarele toate sunt în rochii, toate, doamnele, tot, sunt doar în rochii și e un spectacol acolo. Și turiștii, pentru a putea să se integreze, au început să se îmbrace la fel. Și de ani de zile, Taormina devine un model, să zicem, de cum ar trebui să se întâmple când e cină. Da? Dacă vrei să știi cum să te îmbraci când e cină, mergi în Taormina și o să vezi. Da, interesant ce spuneți. Da, e o cultură, spuneam. Lor, da. Sigur, e o cultură. La fel e și în Florența, la fel. Că voi vedeam sus turnul din Pisa la dumneavoastră. Pisa e un oraș studențesc, nu e un oraș care investește foarte mult în direcția asta vestimentară, dar când ajungem la Florența, Florența e absolut superbă. Și prin vestigiile culturale, și prin mâncarea specifică, și prin
vestimentația oamenilor, inclusiv a turiștilor. Să vedeți că turiștii, inclusiv turiștii la Florența, încep să se îmbrace ca italieni. Creează deja un trend, un sigur, modă. Păi e modelul italian, da, să spunem, da, nu? Da. Guvernul italian spunea acum mulți ani, la bellezza salverà Italia. Adică frumusețea va salva Italia. Când a fost cu criza în 2007-2008, da? Da. Frumusețea va salva Italia. Și frumusețea înseamnă nu doar turismul și turismul, dar și vestimentația. Vestimentația. Sigur. Da. Dar noi în Iași avem bărbați bine îmbrăcați? Bănuiesc că ați început să cunoașteți persoane avem se îmbracă bine. Nu știu, mă refer și din spectrul acesta, dacă vorbeam de politică, de, nu știu, din mediul privat, businessmen, afaceriști care sunt dispuși să-și schimbe garderoba și să adopte un trend, o modă. Avem foarte mulți oameni îmbrăcați bine. Noi, să știți că suntem cu stilul italian așa puțin. Dar o să vedeți că sunt și foarte multe restaurante cu specific italian la noi în Iași, nu? Și atunci noi am împrumutat foarte ușor partea asta de Italie, de frumos, să spunem. Și sigur, sunt persoane îmbrăcate foarte bine în Iași. Unul e chiar un foarte drag prieten de-al nostru și care are un restaurant foarte bun în Iași și se îmbracă și își face costume la comandă. Și bine, el a trăit în Elveția, a făcut școala în Elveția, a făcut practică la Florența în management hotelier. Și cumva, să spunem, educația aceea de acolo a preluat-o și a dus-o mai departe, a luat-o de la tată, da, a dus-o mai departe și acum el, din punctul meu de vedere, e unul dintre cei mai bine îmbrăcați oameni din Iași, la momentul ăsta. Ce investește destul de mult în garderobă, știe să asocieze culorile perfect, eu nici nu mai vorbesc cu el. Pur și simplu are matricea personală făcută. Adică e un exemplu din punct și e foarte tânăr. E un lucru interesant pentru foarte că tânăr, spuneați da, de tineri că da, tinerii trebuie un pic îndrumați. Trebuie puțin îndrumați, da. El e chiar un exemplu pozitiv. Și sunt și oameni din politică care se îmbracă foarte bine, sigur că da. Oricum, inclusiv domnul Chirica se îmbracă foarte bine. Bănuiesc că și sunt sfătuiți de persoane pricepute. Sau își creează deja un stil. Da, e deja un stil la dumnealui. Se îmbracă foarte bine. Da. Dar dacă vorbim despre atelierul de stil ca și afacere, dumneavoastră ați început afacerea din dorința de a vă diferenția, ca să zic așa, de ce e pe piață. Să știți că eu am pornit afacerea asta dintr-o nevoie personală. Da. Eu nu-mi găseam un costum care să-mi placă foarte tare. Și spuneam, colega mea mi-a zis, mergi la fabrică. Și am găsit acolo niște... Deci de fiecare dată când puneam un sacou pe mine, nu era bine. Da. Am început să mă îmbrac de acolo. Am fost avansat și trimis în capitală și acolo am început să am întâlniri la un alt nivel. Oamenii credeau la un moment dat că eu sunt parte din acționariatul firmei respective. Nu eram, eram doar un simplu manager acolo, știți? Dar prin vestimentația mea, ei au crezut, persoanele cu care intram în contact, e că eu fac parte din acționariat, înțelegeți? Și atunci mi-am dat seama că sunt pe drumul bun. Da? Da? Adică rezultatul meu a fost foarte rapid. S-a întâmplat și în momentul ăla au venit și rezultatele mele, știți? Pentru că dacă te duci la cineva și, nu știu, îi dai încredere. Pentru că despre asta e vorba. În orice relație e vorba de încredere. Dar cei care vor, de exemplu, să-și deschidă ateliere, apar ateliere din ce în ce ateliere, mai multe. Sigur că da. Sunt mulți care au s-au uitat puțin la noi, că noi am fost primii aici. Când am pus piciorul pentru prima dată, am fost la început. Și e normal ca după aceea să împrumutăm modelul, să zicem. Da? E foarte firesc. Da. Și apar, sigur,
sunt la început. Unii dintre ei au și câțiva ani în spate, dar eu nu-i consider concurent, știți? Adică eu le-am spus-o și lor, ei sunt colegi de-ai noștri. Noi suntem în aceeași breaslă, suntem în aceeași situație. Fiecare are publicul lui diferit. Piața trebuie să decidă cine e mai bun și cine e mai puțin bun. Și trebuie să existe o evoluție, pentru că tot timpul concurența nu face nimic altceva decât să ne facă mai buni. Da? Pentru că trebuie să venim cu ceva nou, trebuie să inovăm tot timpul. Așa dormim, stăm pe ureche și asta e. Nu, noi suntem tot timpul în gardă. Cum spuneați, deja vreți să... Da, noi sigur o să deschidem viitor, puțin da. Și linia aceasta de damă. Da. O să... Sigur, era deja o discuție să mai deschidem un magazin de data asta Pret-a-Porter. Suntem în continuare în discuții aici cu... în subiectul ăsta, încă nu am luat decizia de a întrerupe momentan, da? Încă suntem în discuții, o să avem întâlnire cu cineva din Franța săptămâna viitoare pentru a vedea dacă lucrurile sunt ok să le facem anul ăsta sau o să le amânăm pentru anul viitor. Dar o evoluție va exista. Tot timpul am făcut la fel. De fiecare dată am evoluat pe o scară solidă, pe o temelie solidă. De fiecare dată am pus interesele clientului pentru primele, da? Adică noi am început de la produs și nu la ce vrem noi să facem. Că noi putem să facem niște lucruri extraordinare, da? Întrebarea a fost tot timpul dacă piața poate să înțeleagă produsul nostru. Și am încercat să facem 10 ani de zile educație, să explicăm omului cum vă explicăm și dumneavoastră. Că vă dați seama, discursul meu e un discurs pe care l-am în fiecare zi cu un client nou. Matrice personală, țesătură bună, nu folosi costumul negru ziua. Da, încercăm să educăm, să educăm. Și pentru că noi tot vorbim și de 10 ani clienții tot au auzit lucrul ăsta de la noi. Și poate că unii dintre ei au început să realizeze și au transmis mai departe. Da? Sigur, o să ne mai am încă 20 de ani. Poate nu chiar atât. Eu sau dumneavoastră deja știți. Eu sunt răbdător, să știi. Da. Eu sunt foarte răbdător, adică fac lucrurile astea din pasiune. Mă trezesc în fiecare zi, dimineață și mă duc la muncă cu bucurie, înțelegeți? Asta e ceea important. Ce m-a făcut să merg și să fiu cine sunt astăzi și cine suntem astăzi. Și vă pot povesti ore în șir doar despre o cusătură. Pentru că știu cum se face și știu de ce se face acolo. Și o să pot povesti despre inovație. Deja arată bine inovația acum în domeniul nostru, să știți. Încercăm să o comunicăm și noi, să avem o campanie în direcția asta. Să comunicăm tinerilor că e cool să porți și un costum. E cool să-l porți și poți să-l adaptezi, să pui tenis, să pui t-shirt și să-l scoți așa din clasic, da? Dar să rămână o linie acolo, ușor clasică. Sperăm să convingem și oamenii de afaceri care nici ei astăzi nu mai poartă, nu? Se îmbracă cu jeans. Un jeans e foarte ok, sunt de acord cu jeans și nu sunt nicio problemă. Și eu port jeans în timpul liber, dar o să fii mai confortabil într-un pantalon, realitatea e. Oamenii spun, nu, mă îmbrac cu jeans că e mai confortabil. Păi, ai încercat pantalonul nostru de bumbac, că e la fel și arată bine și îl călcăm la lungă. Și putem să-ți dăm un look fresh și un look actual. La asta lucrăm astăzi. Lucrăm la un concept pentru bărbați, bineînțeles și la cel de damă, că lucrurile se desfășoară în paralel. La un concept în care o să scoatem un costum foarte, foarte ușor de portat, extrem de ușor de portat, extrem de ușor, extrem de confortabil. O să vă placă bărbaților, o să vă placă foarte tare băieților. Da. Și în general ne adresăm adolescenților și persoanelor, să spunem, 18-35, cam aici. Da?
chiar și peste, vorbim doar de sacou, poate în cazul ăsta, în care să purtăm un pantalon diferit cu doar cu sacou. Când mergem și să facem business, ne întâlnim cu cineva, nu o să ne ducem într-un t-shirt, că nu arăta bine, punem repede un sacou și pe noi. Tipul ăsta de sacou pe care îl dezvoltăm astăzi, în care, și în care credem foarte tare, o să-l poți purta, o să-l pui în mașină, nu o să-ți peste de el, o să-l pui din nou vetine și să arate tot timpul impecabil. Dar noi suntem fani grătare. Cum ar trebui să ne îmbrăcăm la grătare? Da, e întrebare bună. Trebuie să te îmbraci în personalitatea ta. Discutam înainte de grătar, da, sigur. Așa, exemplul meu personal poate suna ciudat. Sau, eu, de exemplu, o să mă îmbrac tot timpul la grătar, la fel cum mă îmbrac de zi de zi, pentru că și grătarul e o ieșire în oraș. Grătarul nu e nimic altceva decât tot o ieșire. O ieșire cu prietenii tăi, apropiați, mai puțin apropiați. Dar și acolo trebuie să te îmbraci în stilul tău. Eu la un grătar o să mă îmbrac cu un pantalon de in, cu cămașă de in, cu mânecele ușor suflecate, cu un loafers în picioare, acel pantof fără șiret, da. Și bineînțeles fără șosete, că sunt în grătar, deci am voie, da, cu acea șosetă micuță acolo. Așa voi fi eu îmbrăcat la grătar. Acum fiecare o să se îmbrace cum vrea. Bermude... o discuție. Doar la mare sau la mare. Unde? Puteți să folosiți și la grătar, dar grătarul e tot o activitate socială, știți? Adică acolo ce facem noi la grătar? Adică noi ne întâlnim la grătar doar ca să mâncăm? Asta e ideea? Nu. Ce să socializăm? Socializăm, da. Ce am mai făcut? Ce am mai povestit? Cum ești? Ce se întâmplă? Ce face mama? Ce fac copiii? Ce face prietena? Ce face, nu? Și e tot social. Și dacă e social, e tot o formă de respect. Eu mă îmbrac în așa fel încât să mă respect pe mine și pe dumneavoastră, privitorul meu. Pagina de Facebook, Atelierul de Stil. Pagina de Facebook, Atelierul de Stil. Pagina de Instagram, Atelierul de Stil.oficial, scris cu FF. Așadar, acolo acolo suntem destul de activi. Da. Activi. Avem o companie care se ocupă de media noastră, de online-ul nostru, care e tot o companie italienescă. În cele din urmă, poate vă mutați în Italia dacă eu sper că îmi place, poate face treaba aici. Eu am încercat tot timpul să aduc un colț de acolo în Iași. Și zic eu că ușor am reușit să fac lucrul ăsta, că dacă de 10 ani încă suntem și deja planurile noastre sunt ușor de extindere, atunci probabil că ce am făcut, am făcut bine, am făcut de calitate, am făcut în respect față de client, pentru că e foarte important, și am făcut-o ca pentru noi. Adică dacă la noi vine un client, să știți că suntem foarte empatici, empatizăm 100%, ne punem în pielea lui și încercăm să-i dăm cele mai bune sfaturi. Și lucrul ăsta, el le simte. Și apoi transmite mai departe informația pe care a luat-o de la noi. Sigur, nu facem minuni, vorbim o oră cu clientul. Nu putem să vorbim... Ne trebuie foarte mult timp, să-l învățăm tot. Da, în ora aia, și apoi mai sunt încă două sau trei întâlniri chiar, putem cât de cât să-l aducem puțin pe meleagul nostru, să vadă lumea și prin ochii noștri. Oricum, ați oferit și sfaturi importante pentru cei care vor să-și cumpere. Câteva. Sper că cei care le-au să sperăm că am fost auziți, să le și învețe, să le și practice. Sigur că da. E important să știm că nu tot ceea ce e în vitrină ți se potrivește. Și că... cel mai bine, probezi și vezi cum e, știi? Adică noi putem să-ți spunem, să-ți dăm o măsură a lucrurilor, adică să spunem, ok, asta e mai potrivit pentru tine, uite, ăsta e mai puțin potrivit. Știu că îți place ție, că ai văzut la nu știu cine, dar hai să încercăm să probăm pe ăsta. Da, e bine de știut când o să vină în atelier la dumneavoastră. Când, da, să fie deschiși. Să fie consilier. Adică să fie deschiși, știți? Să spună, ok, eu vin, am niște idei, dar nu mă deranjează și ideile voastre. Haideți să le vedem. Poate ale voastre sunt mai bune. Așa fac și eu în orice decizie pe care o iau. Dacă merg la un, nu știu,
dau un exemplu, îmi zugrăvesc casa, da? Sigur, o să vorbesc cu oameni și ei trebuie să-mi spună cam ce ar trebui să fac. Sigur, am ideile mele și el zice, bă, parcă aici nu e chiar foarte bine, știi? Și ascultând, învățăm. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii, de asta am și vrut să specificăm paginile dumneavoastră unde puteți fi găsiți, pentru cei care nu au reușit să vadă poate toată emisiunea. Sigur. Ne găsesc pe internet. Sigur. Și oricum vă mai așteptăm... Cu mare drag, o plăcere de fiecare. La noi. O plăcere, oricând să vorbim despre haine, o plăcere. Succes pentru, și să vi se îndeplinească planurile pe care vi le-ați propus. Da. Și să apară și colecția de damă. În curând. Vom mulțumim face. Încă o dată și mulțumim, succes. Și noi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă invităm să rămâneți în continuare pe Bezei Live, pentru că de la ora 13, colega mea Roxana Caraiman l-a invitat pe domnul antrenor Tudor Mihalache, fondator al Well Time Fitness. Va discuta despre redeschiderea sărilor de fitness. Așadar, rămâneți alături de noi. O zi frumoasă!